Bugetul Asociației Club Sportiv Dunărea Giurgiu pe anul 2014 este de 7,4 miliarde de lei, puțin dacă socotim secțiile sportive afiliate la club. Pe deasupra, banii sunt alocați în tranșe, iar timp de mai multe luni, antrenorii de la club nu și-au primit salariile. Conducerea asociației spune că singura soluție pentru un buget mai mare este atragerea de sponsori, dar este nevoie de seriozitate și rezultate. Sunt deja discuții ca pentru anumite secții să vină anumiți sponsori care iubesc acel sport, iar corect, sumele pe care le vor, cu care vor sponsoriza clubul, să fie îndreptați către acea secție. Sponsorii trebuie să-i aducă seriozitatea noastră, și așa putem convinge și sponsorii. Vrem să construim un club serios, să demonstrăm că se muncește și că dorim să facem sport în Giurgiu la cel mai înalt nivel posibil la momentul actual. Până în prezent însă, oamenii de afaceri din Giurgiu nu prea s-au înghesuit să sprijine cu bani sportul giurgiuvean, cu excepție deputatul Nicolae Florian, singurul sponsor care nu a abandonat mișcarea sportivă. Bugetul pe care Consiliul Local l-a alocat Asociației Club Sportiv Municipal Dunărea Giurgiu acoperă doar strictul necesar, nu și premierea sportivilor care obțin performanțe notabile sau organizarea unor competiții sportive de amploare. Un exemplu în acest sens este chiar turneul de handbal care se desfășoară în aceste zile la Giurgiu și pentru care primăria nu s-a implicat deloc financiar.